Lucrările din cadrul proiectului ce are în vedere reconstituirea și punerea în valoare a laturii de vest cetatea Alba Carolina sunt tot mai aproape de final. În acest an, Alba Iulienii și turiștii care vin în orașul nostru vor avea acces într-una din cele mai frumoase zone ale fortificației din Alba Iulia. Spațiile aflate în curs de amenajare pe șanțurile de vest ale cetății Alba Carolina încep să își arate încet frumusețea. Noi și totodată, vechi de 3000 de ani, aceste locuri poartă atât amprenta unor vremuri trecute și cu importanță deosebită pentru istoria noastră, cât și o haină nouă dată de lucrările executate în prezent. Alba Iulienii vor avea parte în curând de un nou acces important ce face legătura între podul rutier și podul de lemn de lângă poarta a 5-a și grădinița numărul 8. De asemenea, lucrările avansează vizibil de la o zi la alta și în ceea ce privește pavarea șanțului din fața Catedralei Ortodoxe. Până la finalul acestui an, cel mai probabil în această toamnă, Alba Iulienii, dar și turiștii care ne vizitează, se vor putea bucura de spațiile puse în valoare de acest proiect, care practic redă perspectiva corectă a cetății, întregind-o prin refacerea zidurilor de vest, afectate în perioada în care a fost ridicat ansamblul ortodox în 1921-1922.